Bine ai venit la Telecom TV! Iată cât este de ușor să folosești funcțiile pauză și continuare și program de la început. Știm că ți se întâmplă și ție uneori să îți dorești să se oprească timpul în loc și să iei o pauză, dar să nu pierzi nimic din emisiunea la care te uiți. Acum este posibil, cu funcționalitatea pauză și continuare. Hai să vedem cum funcționează. În primul rând, trebuie să verifici canalele marcate cu simbolul pauză în ghidul tău de programe TV. Pe toate aceste canale ai posibilitatea să pui pauză și să continui exact de unde ai rămas. Tot ce trebuie să faci este să apeși butonul Pauză Play de pe telecomanda ta, iar când vrei să reiei, să apeși din nou acest buton. Dacă vrei să ajungi din nou în modul live, trebuie doar să apeși pe Exit sau să schimbi pur și simplu canalul. Veștile bune continuă! Pe lângă funcționalitatea pauză și continuare, acum ai și posibilitatea de a revedea de la început o emisiune, un film sau un meci care este live. De exemplu, să zicem că ai ratat primele 20 de minute dintr-un film care începuse deja. Trebuie să verifici canalele marcate cu simbolul pauză în ghidul tău de programe TV, să te asiguri că ai această funcționalitate pe canalul unde rulează filmul deja început. Apoi, tot ce trebuie să faci este să apeși pe butonul de opțiuni OPT și să selectezi de acolo Redare program de la început. O să observi cum filmul va fi redat de la început și, mai mult, o să poți pune pauză sau derula înainte și înapoi, după bunul plac. În mod similar, dacă îți dorești să revii în mijlocul acțiunii live, trebuie să apeși Exit sau Stop. Alege serviciul Telecom TV Interactiv și bucură-te de cea mai bogată experiență TV direct la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe informații, accesează secțiunea Tutoriale Video de pe telecom.ro.